Sau și eu am găsit la un nou joculeț pe canal, se numește Ghost of a Tale și vorba despre un șoricel, după cum vedeți. Noi suntem aici într-un fel de închisoare, nu știm exact cum am ajuns aici, dar obiectivul e să plecăm, să evadăm și să vedem cine ne-a pus aici și să aflăm mai multe despre poveste, oricum. Nu uitați, dacă vă place și vreți să mai facem și alte episoade cu acest joculeț, drăgălaș, nu uitați să apăsați butonul de like și poate vom mai face, momentan vom face un singur episod de test, dar... Hai să vedem, am colecționat acolo, uite, un mesaj misterios, zice, găsește-mă și ascundeți urmele ca să nu fii găsit. Ok, am găsit o cheie. Și în jocul ăsta poți să colecționezi cam tot ce găsești, adică, uite, vedeți, basin, mushrooms, red rose. You stood before the Baron, your wife Mera at your side. Deci e vorba de Mera, care era nevasta lui și are ceva de a face cu Mera, nevasta șoricelului. Dar oricum, uitați-vă cât de simpatic e, adică, nu știu, e mult prea simpatic caracterul din jocul ăsta. Și tocmai de asta am vrut să fac și un episod cu el, pentru că e un șoricel și, na, emblema canalului meu e un șoricel, așa că, zic că de ce nu. Aici avem obiectele pe care le avem noi acum în inventory, văd că viața e destul de low, așa că hai să mâncăm puțin. Așa, mai avem și mushrooms, dar, asta nu știu, momentan nu avem nevoie de ele. Și am folosit cheia să deschidem ușa, bun. Jailbreak, zice acolo quest, să scăpăm din închisoare, asta e obiectivul. Name Tilo, și cred că Tilo cheamă pe acest mic șoricel. Ce găsim în chest? Sackcloth, hood, candle și florins. Primit un hood? Ia stai puțin, la clothes? Mi-am pus? Ah, ce simpatic e cu ăsta, doamne, ferește! Ok, it's locked. Am atras atenția unui gardian și că... Oh, shit. Trebuia să mă ascund acolo cumva, cred. Oh, fuck. Sper să nu mă găsescă. Sper să nu fac gălăgie. Cumva puteam să mă ascund acolo, doar că joc de pe controller și nu-mi dau seama exact de butoane. Oh, doamne, uite, am mai șobolanul. Și cum mă ascund eu în acest chest? Hă? Așa faci să verifici ce e în chest. Aha, trebuie să ți-ai apăsat așa și după aia poți să te ascunzi. Într-un fel ca la Hitman. Ok. Faci asta ca să te znicărești. Doamne, cât de simpatic e personajul din jocul ăsta. Apple, avem un măr pe jos. Și acolo. Stick. Poți să folosești stick-ul, poți să-l combini cu mai multe. Ce avem noi aici? What the fuck? Cine e ăsta? Green bug, avem lângă cel. Old Pirate Frog, e un... o broască pirat. Cine ești tu, broască pirat? Carol îl cheamă. Captain Otto. Deci a fost navigator sub capitanul Otto. Ok. Și zicem că avem nevoie de ajutorul lui. Poate reușim să-l scăpăm cumva. Zice, nu vrea să fie liber. Ok, dacă nu vrei să fii liber, ai zis că vrea să-l omorâm pe acel gardian care stă acolo, l-ați văzut și voi. Și că nu e o crimă să omori acel gardian? Păi, până la urmă, el ne-a băgat aici, așa că nu știu dacă e chiar așa de rău. Ok, hai să vedem ce putem să facem. Zice așa, steal a bottle of rot gut from the sleeping guard. Să-i aducem o sticlă de ceva tipului. Cică. Mushrooms. Până acum mie îmi place joculețul, e simpatic, dar nu știu exact dacă e un joc neapărat... cu care aș face serie. Am vrut să vi-l arăt pentru că mi s-a părut foarte simpatic și poate vreți și voi să-l jucați și să-l încercați. Yellow bug. Ok. Jocul în sine e un joc de tip RPG pentru că are elemente de-astea de snicăreală. Trebuie să merg ușor, ușor și el la un moment dat ți se umple chestia aia la maxim și atunci înseamnă că o să se trezească și o să mă vadă din tamai șobolanul ăsta. Bottle of Rotgar. Asta trebuia să iau eu pentru broască. Nu, calmează-te. După aia, dacă suntem la îndepărtare mai mare de el, nu cred că o să ne mai vadă. Gata, uite acum nu ne mai vede. Și pot să fug și cumva... Stick? Ia stick-ul înapoi. Uite așa fug. Doamne, ferește ce piciorul și are. Așa, iată sticla asta de aici. Ok, și am făcut quest-ul. Hai să vedem dacă mai are ceva pentru noi. A întrebat de nevasta lui dacă a văzut-o și a zis că da.
dau așa mai repede pe aici prin astea pentru că vreau să mă joc, dar... Ok, se pare că am epuizat dialogul cu el. Hai să mergem mai departe și să vedem ce găsim pe aici, pentru că nu prea am explorat zona. Mi-e frică să nu mă vadă ăsta. Opa. Green bug. E, dacă nu suntem în area lui vizuală, e ok. N-avem cheie. Aici avem posibilitatea de a intra. Basin. Ce fac cu... Uite, am gândit ce ești, dar nu știu ce faci cu ei. Nu-ți scrie cât HP îți dau sau dacă îți dau HP, dacă te rănesc, dacă îi mănânci. Nu știu, oricei mănâncă gândăcei, nu știu. E, acum avem nevoie de o cheie. Unde ar putea fi o cheie? Dacă ar putea să furăm una de la tipul ăsta. Are vreo cheie pe el? Și acolo e o ușă, dar nu pare a fi deschisă. Ah, uite, are o cheie. Holy shit. Pot să iau o cheie. Taci din gură, n-ai văzut nimic? N-ai văzut nimic? Și eu... Ah! Holy shit! Fugi! Oh, Doamne! Fugi și ascunde-te! Opa! Șt, taci din gură! Taci din gură! Nu ne-ai văzut, nebunule! Dar vezi că are ochii roșii! Nici mai sunt nici șobolan care au ochii roșii. Nu știu exact ce specie sunt sau... Dar oricum... Ok, așteptăm să ducă să se culce. Eu habar n-are că noi am luat cheia. Și putem să înaintăm după asta. Opa așa, opa așa. Te-ai culcat? Frumoasa adormită? Ce face frumoasa adormită? Stai acolo cu minte. Nebunule, stai acolo. Așa, bun. Și acum avem cheia. O fi asta? Nu e asta. Hai să vedem dacă e aia de jos. Una din astea trebuie să fie. Nici asta. Poți să fie aia din capăt. Red bug. Să fie aia din capătoare. E posibil. Aș vrea să-i fur sticlele astea, că s-ar putea să fie bune. Battle. Battle. Cred că ai și inventory limitat. Deci trebuie să nu iei prea multe chestii. Sfore, e nebun ăsta. Ok. Se pare că de aici era cheia. Mă mai vede? Nu mă mai vede aici. Să nu fie vreo capcană, asta mi-e frică. Nu e nimic înăuntru, dar e un loc în care putem să ne ascundem. Oh, shit! M-a văzut? Oh, fuck! Încă unul! De ce suntem noi în această închisoare? Nu știu. Pot să ies prin spatele lui? Dacă e fraier și nu știe, dacă e fraier și nu știe. Știe! Știe! Fuck! Fugi! Oh, nu! Oh! Opa! Stai jos! Sunt camuflat? Nu mă vede nimeni. Taci din gură că nu mă vede nimeni. Mamă, cât de intens e jocul ăsta. Am nevoie de o cheie, dar la fel, n-am cheie. Aici nu se poate deschide. Acolo sfură cineva. Aici din nou n-am cheie, deci probabil trebuie să-i fac ceva lui ăsta ca să-i fur cheia. Iar ăsta patrulează pe aici constant. Fugi! Fugi, fugi, fugi! Vine până aici, oare? Fuck! Vine până aici. Are cheia la el? Ia să ne uităm. Nu văd să o aibă. Doar pe... O să mă străcur în spatele lui să văd dacă pot să-i o fur, că nu se uită. Da, așa. Surprinzător nu mă vede. Habar n-am cum se întâmplă chestia asta, dar nu mă vede. Șobolane? Stai acolo. Bă, dar stă mult. Dacă s-a întors. Poate. Fac. Bă, eu nu vă să aibă ăsta cheie. Uite, acum cred că pot să iei fur. I-am furat Batista! I-am furat Batista! N-are cheie, mă, ăsta! Și de unde luăm cheie? Nu știu. Prietene, ți-am furat Batista! Ce faci? Cu ce te mai ștergi la nas? A? Ia zi tu mie. Ia stați așa să verific eu ceva, să văd dacă totul e în regulă la filmare. Ok. A, nu știu cu ce să mai șterge omul la nas acum. Chestia nu pot să o citesc de acolo. Stool.
Asumă. Poate doar să-l ridice. Mă întreb dacă îl pun în mijloc aici. Ah, uite cum am văzut că e un mâner acolo. Ok. Oh, a găsit cheia. Grain. Ce mai găsim pe aici prin... Oh, măr. Bă, sper că nu mă vede ăsta, nu? Uite-l, e acolo, direct. Pot să dorm aici, deci dacă sunt obosit pot să dorm. Aici pot să mă ascund. Dar nu cred că mă vede aici. There's no time to sleep, n-am timp să dorm, cică. Ok, ok. Aș vrea să mă urc pe masă, pentru că e mâncare acolo. Cred că mă lasă stick. Și aici avem cheia. Sack hood. E altfel de hood? Ia stai puțin, arată diferit oare? Nu, e aceeași chestie. Sack hood cloth. Asta și aveam, sack hood cloth. Fuck, vine de încoace. Sper că nu mă vede. Paris Beldrick. E un pirat. Zice, find Paris Beldrick with nu știu ce și zice să ne luăm costumația lui, costumația de pirat. Ok, Hornet's Nest. Oh, fuck. M-a atacat unde ăsta de albine. Vreau să mâncăm niște mere și să ne băgăm viața înapoi. Oricum, ăsta a fost episodul de azi. V-am zis, un episod scurtuț de prezentare. Așa e gameplay-ul, are o poveste interesantă. Nu știu exact dacă vom mai face episoade, am vrut doar să vi-l prezint. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!